Mulțumesc frumos! Recunosc că mi-ar fi plăcut să aud prezentarea colegului meu, Daniel, înainte să mă apuc pe drumul ăsta, pentru că a avut o frază excepțională, fiindcă știu cine sunt. Problema în domeniul juridic, când vrei să faci orice altceva, în afară de a fi un avocat, după cum vedeți, clasic, în robă și mers la instanță, este că te lovești, bineînțeles, de toate opiniile celor din jur, respectiv, că ești prost, că habar n-ai, că nu știi ce faci cu dreptul în viață și așa mai departe. Și probabil cea mai mare frustrare a vieții mele a fost și în continuare este sindromul impostorului cu care mă confrunt în fiecare zi. Spre deosebire de prezentarea mea anterioară, care vorbește despre cum ne putem implica într-o comunitate, eu o să vă vorbesc despre ce înseamnă să creezi o comunitate când ea nu există. Dar trebuie să mă duc un pic în spate. Am terminat facultatea de drept, toate bune și frumoase, după care am fost 2 ani în corporație, mai puțin bune, mai puțin frumoase, și am zis, ok, halt, stop, joc, că nu-mi place să fac chestia asta. Și ca orice om care nu am rude în sistem, sau cum spunem noi, PCR, pile, cunoștințe și relații, mi-am dat seama, bă, nu trebuie să faci ceva. Am avut discuția cu ai mei în care le-am zis, mamă, tată, eu nu prea, instanță nu fac, că eu mă trezesc la 12 ziua, hai 11 jumate dacă sunt matinală. Nu pot să ajung pe la instanță, hai să văd ce fac cu viața mea. Și mi-a spus, ai mei, bă, proastă noi fi prea rău, hai că vedem ce este. Și atunci am zis, mie îmi place un pic să comunic, îmi place să vorbesc, îmi place să povestesc, și tatonam un pic cu ideea de social media. Și pornind dintr-o frustrare foarte mare din spate, am zis să fac lucrurile un pic diferite. Am pornit avocatul, este avocato.ro, dacă mai țineți minte, era vărul de la 24 cu niște, da, 2016. Și am pornit-o ca o platformă care vrea să democratizeze avocatura, adică să pună în legătură clienții cu avocații, ca un sistem de Uber, vise. Ahead of its time. În momentul în care mi-am dat seama că am nevoie să comunic, pentru că toată ideea de avocatură se bazează pe comunicare, adică nu o să vină niciun client către mine ca avocat sau către echipa mea din spate dacă eu nu pot să fac această relație de încredere. Bun, și atunci, cum poate să comunice un avocat care nu știe să vorbească decât în limbaj pompos, nu? Că, na, dacă ar fi să întrebăm 100 de români în celebra emisiune de ce nu te duci la avocat, o să spună, pentru că e la fel ca la medic, nu înțeleg nimica și mă duc acasă și caut pe Google. Și am zis, ok, nu. Și mai avem o frustrare, de unde vă spuneam. În timpul facultății, nouă ca studenți, nu ni se oferea posibilitatea să scriem, să ne facem auziți. Adică, uite, am și eu o opinie. A, că e bună, că e proastă, dar nu contează. O opinie pe care eu argumentez. N-ai unde. Ai 2 conferințe și cam atât. După care, în stagiatură, nu mai scrie nimeni pentru că își pune partenerul, senior și așa, altcineva numele. Și atunci am zis, ok, misiunea mea este să ofer studenților un loc să se facă auziți. Și este extrem de dificil să îi explici unui student că trebuie să lucreze în sensul în care să traducă limbajul juridic pe înțelesul tuturor. Sau cum spun eu, ai o bunică, ai un bunic, ai un vecin care are 80 de ani? Da. Explică-i tu ce ai vrut să scrie aici. Păi nu știu, păi nici el nu știe. Și atunci trebuie să te duci din ce în ce mai jos. Lucru care, bineînțeles, în momentul în care am început să ieșim public cu toată asta și să îndrăznim să, cum au spus colegii mei de breaslă, să fim profani, adică, cum adică, nu vorbim noi limbajul ăla de nemocenzeturi, ignorare, le legem, e singura dată în tine pe care știu să-mi fie cu iertare. S-au spus că nu știm să vorbim drept pentru că nu avem limbaj juridic, că încercăm să facem noi, nu mai țin minte, un circ notoriu în online. Am avut plângeri la Barou București, bineînțeles, de la colegii de breaslă. Și atunci au fost extrem de multe momentele în care mă trezeam aproape de dimineață, adică la prânz, și mă întrebam, bă, da, fix în limbajul ăsta. Bă, da, eu sunt bună de ceva? Este extrem de greu să încerci să construiești o comunitate fără să știi că vei construi o comunitate, pentru că
exact cum spusese Daniel înainte, eu nu știam cine sunt eu. În momentul în care vin toate săgețile către tine, care nu vor decât să te doboare, este inimaginabil de complicat să te trezești și să zici, ok, și astăzi voi construi la ceea ce vreau să fac. Pentru că în momentul respectiv nu mi-am dat seama că menirea avocatului este de a crea o comunitate în jur. Cel mai puternic exemplu de hate în mediul online, ca să înțelegeți, a fost în momentul în care mi-am creat un cont de TikTok. Nu râdeți. Contul de TikTok este probabil cel mai bun lead generation din prezent și când am fost la Parlament acum 2 săptămâni, eram acolo pe scări și erau toți, a, tu ești doamna de pe TikTok. Da, bună ziua, mulțumesc, că n-am mai avut riște. TikTok-ul a fost acel loc unde ai avut cel mai mare hate cu putință. Nu știu dacă ați deschis vreodată TikTok-ul, unde toată lumea dă în tine. Pentru că în momentul în care nu înțelegi ceva, mecanismul tău de apărare ca om este să dai în ceea ce nu înțelegi. Ca să te aperi. Este un mecanism de apărare. Nu mai spun că tot ce a însemnat pandemie a schimbat destul de mult lucrurile. Și recunosc că acum 2 ani și jumătate, când am început foarte puternic partea de TikTok, mai aveam înainte Instagram, o să vorbesc despre el imediat, primele 5 videouri au fost la modul următor. Nu te-a învățat nimeni să vorbești? Cu ce avocat ești tu dacă ai timp să stai pe internet? Auzi, dar vezi că mai e și situația aia, aia, aia și aia. Dar tu n-ai ce face cu timpul tău? Auzi, dar nu ești cam râită, nu te-a trimis măta la logopedie? Și multe altele. Chestia care a durat undeva cam câteva luni de zile. Cu toate astea, am fost consecventă, am postat în fiecare zi și sindromul meu de impostor s-a adâncit cu efectiv fiecare comentariu pe care îl primeam. Pentru că nu știam cine sunt și îmi era frică să spun ceva greșit. Ca să înțelegeți, pentru un video de 1 minut și jumătate, ajungeam la un moment dat să fac împreună cu echipa mea cercetare aceste 3 zile. Dar dacă scapă ceva. Și cred că se posta, după care dădeam refresh, 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 până în momentul în care am zis, ok, gata, așa ceva nu se mai poate, click dreapta, delete, și am ales să ignor orice înseamnă comentariu în mediul online. În momentul în care vrei să construiești o comunitate, chiar și în mod indirect, pentru că la noi așa s-a întâmplat, vine cu o foarte mare responsabilitate în spate. În momentul în care a fost pandemia în anul 2020, martie atunci, am avut lockdown 2.0, l-am numit noi, pe Instagram, când aveam postări informative despre lucruri din pandemie. De ce? Pentru că oamenilor le era frică. Oamenilor le este frică de ceea ce nu înțeleg. Ca o persoană să se afle în confort alături de tine și să îți dea acel dram de încredere ca să poți să ai o relație cu el, trebuie, bineînțeles, să îi dai o informație pe care să se poată baza și pe care să o poată înțelege. Și contul nostru de Instagram atunci pe lockdown 2.0, adică exact când a fost al doilea lockdown, a crescut în 24 de ore de la 9.000 la 27.000 de oameni, de urmăritori. Moment în care ne-am uitat și am zis, ok, ce facem? De ce spun chestia asta? Pentru că în momentul în care ai 20.000 de oameni care vin pe un cont de pe zi pe alta și după aia în pandemie site-ul a ajuns să fie citit de aproape 400.000 de oameni unici pe lună, pentru că erau știrile, este o presiune extrem de mare pe cineva că, bă, dacă greșești. Și e un domeniu în care este incredibil de greu să știi că la un moment dat e posibil să poți greși, să îți asumi chestia asta și să nu o iei razna. Mai ales în domeniul juridic, unde lumea se așteaptă, într-un mod complet fals, să știi de toate, pentru toți, dacă se poate instant și, bineînțeles, să fii un avocat care să nu fie tatuat din cap până în picioare, dacă se poate. Cu toate astea,
Am reușit în ultimii 2 ani de zile să creștem o comunitate destul de interesantă într-un mod natural. Ne-am apucat să facem un newsletter pe legale, ne-am apucat să creștem blogul, ne-am apucat să facem foarte multe videouri și postări, complet gratis. De ce spun asta? Este foarte complicat să crești o comunitate în România spunând că vrei bani pentru a crește comunitatea. Ca să poți să ai dramul de încredere în persoane, tu trebuie să oferi. Ca să oferi, bineînțeles, trebuie să oferi gratis. Și am vrut să încep acest discurs cu Ionuț Ivescu, Corola de Lumina Lumii, sau cu Atlas, care poartă pe umerii lui Universul și are o responsabilitate. În momentul în care vrei să schimbi ceva în domeniul juridic, cum am făcut noi, respectiv să facem dreptul accesibil către o paletă largă de oameni, bineînțeles, în domeniul nostru de activitate, este o responsabilitate enormă în momentul în care știi că trebuie să publici ceva, știi că trebuie să zici ceva. Este infinit mai greu pentru o persoană care face și conținut, pentru că, până la urmă, sunt și creator de conținut, să știu că nu am zi liberă, nu pot să fiu obosită, nu pot să fiu supărată, nu pot să înjur. Nu știu dacă mă înțelegeți. Nu pot să înjur. Nu pot să am opinii, nu pot să fiu extremistă, nu pot să am niciun fel de asentiment sau părere pro și contra cu privire la un anumit subiect. Ceea ce, credeți-mă că este foarte interesant din perspectiva unui om care trebuie să jongleze cu toate subiectele de care se lovește în fiecare zi. Mai ales că multe din ele sunt sensibile. O comunitate, dacă pornești cu ideea că tu vrei să o crești pentru că vrei să faci o comunitate, nu o să meargă. Oamenii au nevoie de un spațiu în care să se simtă în siguranță. Dacă vă uitați în afară comunitățile online, că despre asta este discursul meu de astăzi, comunitățile online au crescut în ultimii 4 ani de zile chiar și cu 300% an după an. Dar oamenii au nevoie de un loc unde să se simtă în siguranță, să se simtă protejați. Clienții mei, spre exemplu, în momentul în care încep și pun o întrebare, au aceeași replică. Îmi cer scuze dacă întrebarea mea o să fie stupidă. Și sunt, bineînțeles, toate întrebările sunt stupide. Că dacă nu am avea întrebări stupide, nu am avea întrebări. Până la urmă, nu este nimeni învățat și nimeni nu poate ști ce îi rezervă viitorul de mâine. În schimb, comunitățile online trebuie să jongleze în același timp cu responsabilitate, dar și cu empatie. Este foarte greu să comunici, pentru că bună este când comunic cu voi aici în sală, și sunteți, să spun, 300, că nu pot să vă văd pe toți, doar vă aud, și alta este în momentul în care dai drumul la o cameră și știi că vei comunica către 100 și ceva de mii de oameni. Sau cum am avut evenimente în online, unde am avut workshop-uri ținute pentru 5.000 de oameni. Și știi că te vor urmări, îți vor urmări fiecare gest și că nu poți greși. Sau este o chestie pe care am spus-o întotdeauna, în online nimic nu dispare, oriceea ce ai publicat rămâne. Am fost cu toate astea recunoscătoare că după ce am vrut să abandonez proiectul ăsta, cred că de minim 100 de ori, asta doar într-o zi, mă trezeam de dimineață și eram, ce plină de energie sunt, după care pe la jumate primeam un comentariu și eram, iar sunt proastă, după care hai să facem nu știu ce, dar de ce să facem, pentru că oricum nu contează. Totul a pornit din ideea în care, știți, oricât de mult ai încercat să revoluționezi în domeniu, ai sechele, deci nu... E o chestie. Citeam acum câteva zile o postare pe Instagram despre un fost avocat care acum a câștigat nu mai știu câte premii în televiziune, că face sitcom-uri, scrie scenarii și toate astea. Și tot într-o zi primise un telefon de la mama lui. Auzi, David, vezi că în Boston au o poziție de avocat. N-ai vrea să te angajezi. El deja câștigând câteva milioane de dolari bune din ceea ce face acum.
Pentru că mereu noi ca oameni, nefiind ancorați în valorile noastre care sunt atât de sensibile și atât de fragile, nu ne știm adevărata noastră valoare. Și atunci mereu m-am trezit și am zis, ok, dar eu n-am apărut pe coperta de Legal 500, n-am apărut în IFLR, nu am apărut în nu știu ce ziar, publicație de avocați în care să-mi zică cineva, Ano, ești cel mai tare avocat frumos să o pe, pe frunte. Și întotdeauna nu mi-am dat seama de impact până în momentul în care nu am stat să analizez feedback-ul pe care îl dă comunitatea. Pentru că, exact cum spunea Daniel, empatia are două canale. O dată de la mine către comunitate, dar și de la comunitate către mine. Și am stat și m-am început să mă încarc cu energie din partea comunității ca să-mi dau seama că poate, dar doar poate, așa un pic o frântură, drumul pe care merg este bine. Este bun. Și atunci am început să mă înjur mai puțin decât o făceam înainte. Pentru că, de asta spuneam, sindromul impostorului pentru o persoană perfecționistă este make it or break it. Este demonul cu care te trezești și demonul cu care te culci. Este vocea aceea din capul tău care nu te lasă să dormi noaptea pentru că te vei gândi, dar dacă puteam să o fac mai bine, dacă am zis un rahat, ce o să zică Xulescu, ce o să zică Y-culescu? În momentul în care vrei să faci altceva nemai întâlnit într-un domeniu, mai ales arit cum este avocatura, mie îmi place avocatura, spre exemplu. Nu îmi place cum este făcută, dar îmi place, o îmbrățișez și niciodată nu voi regăta facultatea pe care am făcut-o. Dar și acum, când mă culc seara și îmi fac recapitularea zilei, îmi stă la un moment dat o secură deasupra capului și zice, bă, dar nu poate, poate ar fi fost un pic mai bine. Ce vreau să vă spun în încheiere este că schimbările nu se fac de pe zi pe alta. În momentul în care devii un influențator, cum spun oamenii, un key opinion leader, un lider de comunitate, înainte și mai înainte ai pe umeri o responsabilitate, respectiv responsabilitatea de a-i educa pe cei din jur și practic fiecare bucățică din ceea ce ești tu va fi dată mai departe pentru ca ceilalți să se dezvolte. Vă mulțumesc!